Evaluarea națională a început astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română. Aproape 3200 de absolvenți de clasa 8-a din județul Gorj s-au înscris la examen. Emoții au avut și absolvenții de liceu care au susținut proba de competențe lingvistice într-o limbă străină. Astăzi, absolvenții claselor la 8 au susținut prima probă din cadrul evaluării naționale. Pentru mulți dintre elevii târgujeni, subiectele examenului de limba și literatura română au fost dificile. A fost ușor, adică au fost și emoții, dar a fost în general a fost ușor. A fost în limitele așteptărilor, a fost o provocare pentru noi, fiind un examen foarte important și sper că am făcut foarte bine. Ce notă aștept să iei? Pot să mă evaluez dacă am puțin emoții după examen. Pentru mine a fost ok, acum așteptau rezultatele. Nu știu, sigur, să vedem. Da, sper să iei notă bună? Da. Sper. Părinții elevilor au avut și ei emoții și i-au așteptat pe copii cu nerăbdare. Am avut emoții la una cu fetele, am fost alături de ele de fiecare dată și la simulare și la examen acum. V-a fost frică pentru ea? Ne-a fost că ne așteptam la alt subiect la examen, în schimb zice că a fost mult mai ușor ca la simulări. Sunt normale emoțiile, bine, într-o mai mică măsură decât la copii, pentru că noi suntem mai în vârstă, am mai trecut prin ele. Da, suntem oameni, sunt copiii noștri și suntem alături de ei, și cu gândul și cu sufletul. Au mai mari emoții părinții sau copiii? Ce credeți? Și părinții au, dar copiii în special. Este greu. Sperăm că trec cu bine peste. Emoții au avut și absolvenții de liceu pentru că astăzi au susținut proba de competențe lingvistice la limba străină. Da, avem emoții. Ne dă doar să ascultăm un text și să răspundem la întrebări și nu se știe dacă o să înțelegem sau nu ceva din toată chestia asta. Colegii tăi? Colegii mei sunt la fel de emoționați. Nu avem. De ce? Sunteți pregătiți sau? Da. Și mi se pare normal să nu avem emoții pentru că am învățat ceva în timpul liceului. Și ce sper să faci la examen? Păi astăzi eu zic că va fi foarte bine, așa cum va fi și la proba scrisă. Nu avem de ce să avem emoții până la urmă. Evaluarea națională va continua miercuri cu proba la matematică, iar bacalaureatul cu proba scrisă la limba și literatura română săptămâna viitoare.